veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Continuăm studiul biblic privind faptele firii pământești, data aceasta gândurile rele. Sunt priste în câteva din listele care le-am enunțat atunci când am început. De exemplu, Marcu 7:21, căci dinăuntru din inima oamenilor ies gândurile rele, și este continuată lista cu alte câteva fapte ale firii pământești. Sunt trecute primele, pentru că oricum cu aceasta, cu gândurile, încep de fapt faptele să se deruleze. Acolo în inimă se nasc aceste gânduri și continuă să crească până când ajung a se înfăptui diferite păcate. Gândurile acestea rele, gânduri ale oamenilor păcătoși, sunt multe. Și ceea ce spune Biblia despre ele, Isaia 55:8, căci gândurile mele, zice Dumnezeu, nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Atât sunt de josnice gândurile oamenilor și atât de mult s-au depărtat de gândul lui Dumnezeu cât cerul de pământ. Aceste gânduri ale oamenilor. Și Pavel scrie tot despre ele în Efeseni 2:3, între ei, adică între cei de afară, eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii noastre pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca ceilalți. Am putea să spunem că gândurile rele sunt gândurile pervertite ale omului în urma influenței diavolului care a pătruns în omenire prin păcat. Dacă ar fi scrise gândurile oamenilor pe frunte, spunea Spurgeon, ar trebui să umblăm tot timpul cu pălăria pe ochi sau cu baticul pe frunte. Pentru că în mintea oamenilor există un teatru întreg, o deșertăciune a gândurilor. Aș vrea, pe parcursul acestui studiu, fiecare să facă câte o disecție în mintea lui, să-și verifice propriile sale gânduri, că oricum, în capul altuia tot nu putem intra. Dacă e vorba de alte păcate, mai putem să-i probăm și pe alții. Dar la gândurile alții tot nu avem acces decât Domnul. Deci ar fi cazul să stăruim puțin în dreptul gândurilor noastre și dacă sunt rele, așa cum spunea Isaia 55:7, să se lase omul de aceste gânduri rele și Domnul să le dea harul acesta. Abordăm această problemă a gândurilor rele și sub aspectul pe care îl are cunoașterea lui Dumnezeu asupra acestor gânduri. Spune Biblia în Psalmul 94, versetul 11, Domnul cunoaște gândurile omului, știe că sunt deșarte. Și adăugăm 139, Psalmul 2, unde este scris, și de departe împătruns gândul. Deci rețineți, Dumnezeu nu-mi cunoaște doar gândul pe moment, asta gândesc. Dumnezeu îmi cunoaște gândul și de departe. Ce voi gândi și ce voi face eu într-un timp oarecare. Până acolo, atât de minuțioasă, atât de profundă și de detailată este cunoașterea lui Dumnezeu. De asemenea, și Domnul Iisus, fiind de esență divină, cunoștea și el gândurile oamenilor. Citim în 9:4 Matei, atunci când a vindecat pe acel slăbănoc coborât prin acoperiș, Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis, pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? N-ar fi o problemă că Domnul ne cunoaște gândurile dacă am avea numai gânduri bune. Chiar ne-ar face plăcere să cunoască Domnul intențiile noastre bune. Dar problema se pune că Domnul cunoaște și problema e că și gândurile sunt rele. Și nu doar că le cunoaște. Și cu asta totul se încheie aici, spune Biblia, în 66, cartea profetului Isaia, versetul 18. Eu, adică Domnul, pedepsesc faptele și gândurile lor. Deci Dumnezeu cunoaște gândurile, le analizează, le judecă și le pedepsește dacă sunt rele. Și de asemenea citim în Evrei, tot în ce privește cunoașterea lui Dumnezeu, 4:12, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, închieturile și mădva, judecă simțirile și gândurile inimii. Dumnezeu judecă în amănunțime orice gând, orice simțire a inimii noastre și pedepsește dacă este cazul, sau recompensează dacă aceasta este ceva bun. Haideți să vedem cât de josnice au ajuns aceste gânduri ale oamenilor. Cum arată această deșertăciune a gândurilor? Spune Biblia în Romani 1:21, cum au ajuns oamenii în această stare? Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, la început oamenii când au fost creați, îl cunoșteau foarte bine pe Dumnezeu, Dumnezeu vizita în grădina Edenului,
nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat. Adică s-au apucat și s-au ținut de aceasta, s-au obișnuit, s-au dedat la gânduri deșarte. Și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Aici a început păcatul omenirii. Și de aici începe păcatul fiecăruia. Oamenii s-au dedat la gânduri deșarte. Și după ce omul se deprinde cu aceste gânduri negre, inima se întunecă și încep toate celelalte lucruri care sunt scrise aici. Măcar că s-au fălit că sunt înțelepți, dar au înnebunit, au schimbat slava lui Dumnezeu și au ajuns plin de toate relele. Cum? Dedându-se la gânduri deșarte în inimile lor. În așa fel s-a străcat omenirea, încât citim în Geneza 6, când înainte de potop Dumnezeu a spus în versetul 5, Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lor erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Credeți că Dumnezeu este atât de tiran că a omorât o lume întreagă cu apă? Dar în așa stare ajunsese omenirea, încât toate întocmirile gândurilor și în fiecare zi erau numai spre rău. Și să nu uităm ce a spus Domnul, că acum în final lucrurile vor fi aidoma. Se va repeta și în domeniul răutății gândurilor imaginea de la potop. Oamenii se gândească numai și numai rău. Numai murdărie, numai păcat și numai stricăciune. Spune Pavel că deja acum 2000 de ani, spune el în Efeseni 4, că deja oamenii se străcaseră de nou, dar de atunci și până acum, pentru că păcatul urcă. Citim în Efeseni 4 cu 17 și 18. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiesc cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, cum am citit și Romani 1, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare, se vrășesc cu lăcomie, orice fel de necurăție, pentru că totul este voit și anticipat de mintea și gândurile oamenilor. Gândurile încep prin a se naște așa, ca și o sămânță aruncată de diavol, în timp ce oamenii dorm sau în timp ce oamenii nu veghează. Spunea Domnul Iisus ucenicilor după înviere, în Luca 24 cu versetul 38, pentru că ei începeau în inima lor să gândească că n-ar fi Domnul, că ar fi o nălucă, că este un duh. Și le-a spus el, pentru ce sunteți tulburați? Deci gândurile se nasc în momente în care noi nu suntem veghiatori, într-un fel. Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Deci gândul e ca și ceva care se nasc, ca și o plantă, dacă am putea compara, care crește. Sau ca și o clădire, care își pune o temelie și încet, încet prinde proporții. Sau, dacă ar fi să comparăm cu altceva, spune Pavel în 2 Corinteni 11 cu 3, cum se nasc și se extind aceste gânduri rele, dar mă tem că, după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Pavel se temea că și cei care sunt întorși la Domnul, dacă nu veghează, după cum diavolul a înșelat pe Eva, vor fi și ei înșelați și gândurile lor se vor strica. Și vor deveni niște oameni stricați la minte, spune el, și apoi stricați și în faptele lor. Așa am putea spune că lumea aceasta gândurilor este o lume plină de păcat, dar un păcat nevăzut de noi, cu ochiul nostru uman, dar văzut de Dumnezeu. Este prima scenă pe care se derulează toate păcatele. Scena nevăzută nouă. Și apoi ele apar în spectru nostru luminos, văzându-le și noi și luând contactul cu ele, înfăptuindu-le sau numai văzându-le la ceilalți din jur. Cum se manifestă aceste gânduri? Spune Biblia în Cartea Proverbelor, în capitolul 16, versetul 9, inima omului se gândește pe ce cale să meargă. Înainte de a face orice faptă, există un sentiment de gândire, chiar dacă e scurt, o fracțiune secundă. Ce să fac? Omul se gândește pe ce cale să meargă. De aceea omul este responsabil, pentru că și în minte este un punct de decizie, de alegere liberă, de voință. Omul se gândește, deși la nivelul gândirii, omul are un drept de a alege, mă duc pe aici sau mă duc pe aici, fac binele sau fac răul. Biblia ne spune în partea a doua versetului, dar Domnul îndreaptă pași. Dacă Domnul te vede că ești pornirea rău, Biblia spune că Dumnezeu a lăsat să umble pe căile alese de inima lor. Deci gândul tău ți-a ales, Dumnezeu te lasă. Iar dacă vrei să faci binele, Dumnezeu te sprijinește ca să poți umbla pe o cale dreaptă, plăcută ochilor lui. Tot în Proverbe citim 15 cu 28, inima celui neprihănit se gândește ce să răspundă, dar gura celor răi împroșcă răutăți. În manifestarea gândirii, noi avem posibilitatea, repet și cu acest verset, să alegem ce vom răspunde, ce vom face, cum vom acționa.
Cel neprihănit va acționa într-un fel, dar cel rău spune, împroașcă răutate. Deci el a decis să facă răul, în mod premeditat. Există în Biblie două expresii care se repetă. O să găsiți frecvent în Biblie expresia avea de gând. Și o să găsiți alt tip de expresie, departe de mine gândul. Rețineți, sunt două forme de manifestare, două niveluri la care funcționează gândurile noastre. Când Biblia spune avea de gând, asta înseamnă că gândul e aproape de tine. Și mai sunt 2-3 pași și intri în acțiunea acelei fapte. Când Biblia spune departe de mine gândul, înseamnă că nu-i proxima situație. E ceva care ți-a trecut pe undeva prin gând, voluntar sau involuntar, dar nu-i cazul să comiți acel păcat. Să luăm câteva versete ca să înțelegem mai ușor. Geneze 37:22, Ruben le-a zis, să nu vărsați sânge, ci mai bine aruncați-l în groapa aceasta, care este în pustie, și nu puneți mâna pe el. Este vorba de Iosif, când au vrut să-l vândă frații lui. Căci avea de gând să-l scape din mâinilor și să-l aducă înapoi la tatăl său. Versetul 29, Ruben s-a întors la groapă și iată că Iosif nu mai era în groapă, el și-a rupt hainele. Deci Ruben avea de gând, era aproape gândul acesta de el. Și s-a necăjit când a văzut că n-a putut să realizeze, să-l scape pe Iosif de acolo. Un alt aspect biblic în care gândul era aproape, citim în 2 Cronici, 29:10, despre împăratul Ezechia. A fost un om deosebit care, amintiți-vă, tatălui Ahaz, a închis și ușile casei Domnului și a zidit alt altar după tipul celui de la Damasc și el a vrut să se pocăiască și spune Biblia aici, am de gând să fac legământ cu Domnul. A avut de gând și a și intrat. Uitați ce spune aici. În anul din tâia domniei lui, în luna din tâi, a deschis ușile casei Domnului. Când ai de gând ceva, în anul întâi, în luna din tâi, a deschis ușile casei Domnului. Că avea de gând, deci gândul ăsta era foarte aproape de el. Dacă ar fi zis Ezechia, păi departe de mine gândul. Probabil în ultimul an a domniei, atunci deschidea porțile casei Domnului. Citim și astfel de situații când gândul a fost departe de anumiți oameni. 2 Samuel 20:20. A fost o răscoală după cea lui Absalom prin Sheba, fiul lui Bicri. Ioab i-a urmărit până la cetatea Abel Betmaaca și citim aici că o femeie a zis, vrei să nimicești această cetate? Pentru ce să nimicești moștenirea Domnului? Dar Ioab n-avea de gând să distrugă cetatea, că era una din cetățile lui Israel. El vroia să prindă numai pe acel răsculător. Și spune el în 20, Ioab a răspuns, departe de mine gândul să nimicești sau să dărâm. Nu este așa? Dar un om, Sheba fiului Bicri, a ridicat mâna împotriva lui David. Dați-mi-l încoace și mă depărtez de cetate. I-a aruncat capul peste zid și a plecat Ioab înapoi. El nu avea de gând să nimicească cetatea. Era departe de el gândul să o nimicească. Da, așa a crezut acea femeie. Mai citim un singur caz. 1 Samuel 20:9. Este vorba de David și Ionatan. Ionatan a zis, departe de tine gândul să nu-ți dau de știre. Saul avea de gând să-l omoare. De Ionatan era departe gândul ăsta să-l omoare pe David. Și de David era departe, nu era cazul. Aș vrea să verificați anumite gânduri de dumneavoastră sunt aproape? Că de cumva s-a aproape să știți că săptămâna asta e problemă sau cealaltă. Vă poate diavolul păcăli. Dar des departe, atunci nu-i mare teamă. Numai să nu vină aproape. Când insistă deja gândul, când este aproape, înseamnă că te gândești și ziua și noaptea, ba mai și visezi, ba de discuți cu cineva, s-ar putea să începi un subiect, ceva în domeniu. Gândul ăsta e aproape de tine. Dar dacă e departe, de nu-ți mai aduci cineva de aminte, gândul ăsta e departe, singur nu-ți mai amintești. E un gând care e departe de tine. Vreau să citim acum câteva versete care ne dovedesc că rădăcina la mai multe păcate se află în gânduri. Câteva domenii de păcate. Filipeni 3:19. Sfârșitul lor este pierzarea anumitor oameni, Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este rușinea și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dacă sunteți măcinați tot timpul de lucrurile astea de pe pământ și încă de aproape, nu de departe, ne pare rău. Dar Biblia spune că sfârșitul unor astfel de oameni e pierzarea. Și Dumnezeul lor e pântecul, că ăștia se gândesc numai lucrurile pe pământ. Un alt verset. Matei 6:25. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă la ce veți mânca sau la ce veți bea sau cu ce vă veți îmbrăca. Dacă și în biserică ți-e gândul că ce o să mănânci, ce o să faci, cum o să te îmbraci, ăsta e un gând care te duce la păcat. E un gând de îngrijorare care nu trebuie să ne cuprindă, că e un gând rău. Asta nu e un gând bun, îngrijorările acestea cu privire la viața noastră. Că spune Biblia, nu putem să adăugăm cu nimic nici la înălțime, nici la anumite aspecte. Tot Dumnezeu, prin harul său, ne binecuvintează. Probabil și de aia spune Biblia în Psalmul 127 că prea iubiților de pâinea ca în somn, că în somn nu te gândești, nu?
oștele care se gândesc, ăștia nu capătă ca în somn, că ăștia sunt fierți, sfrământați pe tema asta. Un alt verset, Ieremia 17:2. Vedeți, aminteam noi la vremea potrivită că sunt foarte mulți idoli moderni, corespondenți a celor din vechime și spune aici, cum se gândesc la copiilor, așa se gândesc la altarele și la idolilor. La cum nu se gândește o mamă la copii? Eu știu, câte o mamă și mai lasă copiii acasă cu cineva și tu se gândește de ce ori făcând, așa, știți? Sau dacă ești plecat undeva, te gândești la copii, nu? Uitați, așa se gândesc unii la altarele lor și la Dumnezeii lor. Sunt astea gânduri bune? Astea sunt gânduri rele. Diferiți idoli. Dacă ne ocupă gândirea, și acum spun ceva concret, de cum va vezi un film, îmi puteți garanta că nu o să vă gândiți la ce a fost în filmul ăla. Astfel de idoli și astfel de activități îți ocupă gândirea. Și te gândești ce va fi în episodul următor și o până atunci, o deșertăciune a gândirii, că de fapt tot asta e o poveste mincinoasă. Aiurea, de care ne putem lipsi. Un alt verset, Proverbe 24, cu versetul 2. Căci inima lor se gândește la prăpăd și buzele lor vestesc nelegiuiri. Și versetul 8. Cine se gândește să facă rău, se cheamă un om plin de răutate. Dacă faci rău, fie și o crimă, spune în Vechiul Testament, că dacă nu ai gândit anticipat la acest lucru, citim în Deuteronom 19:19, atunci să-i faceți cum avea de gând să facă fratelui său, să scoți astfel rău din mijlocul tău. Sau din cartea lui Iosua, capitolul 20, versetul 3, unde e vorba de cetățile de scăpare, unde se poate fugi ucigașul care va omorâ pe cineva fără voie, fără să-l aibă în gând să-l omoare. Deci ai făcut ceva din greșeală. Dar dacă ai făcut-o gândindu-te dinainte, atunci ești plin de răutate. Adică ești plin și pe dinăuntru și pe din afară. Ești plin, pentru că ai gândit răul. Tot Proverbe apoi, 21:27. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. Dacă ai vrut să predici cu un gând, să dovedești cine ești, sau să înfrunzi pe cineva, să-l contrazici, asta este o scârbă. Dacă ai vrut să cânti, să-ți dovedești tu veleitățile tale muzicale, atunci este o scârbă, căci cu un gând rău ai făcut-o. S-ar putea cineva să pară că are treabă cu cineva, de exemplu, când predic. Dar dacă el nu a făcut cu un gând rău și a făcut-o sincer, s-ar putea Dumnezeu să vorbească printr-o predică la fratele Cutare. Dar s-ar putea la fel de ușor ca cineva, având ceva cu fratele Cutare, să predice împotriva lui. Păi din afară se vede ceva? E probabil așa, dacă suntem atenți și avem o perspicacitate spirituală, vedem că puțin e crispat așa. Dar n-avem acces înăuntru. Depinde, o faci cu un gând rău, să-l omori, să-l lovești pe ăla, sau tu o faci cu un gând liber înaintea Domnului și Domnul acționează prin tine, este o diferență. Și numai Dumnezeu are acces înăuntru ca să vadă ceea ce se petrece. Un alt domeniu de gânduri rele, vă rog să-l deschideți la acest cuvânt, Maleahii 2, în domeniul căsniciei. Dacă ar vedea de multe ori partenerii de viață ce gândești ceilalți, ar trebui să se deschidă un serviciu special la judecătorie numai pentru divorțuri. Oamenii ar divorța urgent. Dar e bine că nu-și pot citi gândurile. Spune aici Maleahii 2 despre căsnicie, în versul 15, nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o. Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezească, lua seama, dar în minte voastră. Și niciunul să nu fie necredincios neveste din tinerețea lui. Foarte mulți păcătuiesc la nivelul gândirii, fie că sunt tineri, fie că sunt căsătoriți. Ori având în vedere că Dumnezeu judecă și simțirile și gândurile inimii, cât ar trebui mintea noastră să fie de curată și de credincioasă partenerul nostru de viață. Diavolul va fi mulțumit să te facă să comiți adulter la nivelul gândirii. Că el știe. Cine în inima lui a privit sau a poftit, este vinovat de acel păcat. De aceea aici trebuie făcută curățenia. Mă adăugăm Eclesiastul 10:20, iar avem aici ceva foarte curios. De mult se poate și cât de adânc poate fi săvârșit un păcat în gând. 10:20. Nu blestema pe împărat, nici chiar în gând. Și nu blestema pe bogat în odaia în care te culci, că s-ar putea întâmpla ca pasărea celui să-ți ducă vorba și un sol în arepas să-ți dea pe față vorbele. Deci pune gândirea lângă vorbe. Nu blestema nici măcar în gând. Că și aceasta e notat și poate să fie transmis la destinație și să suporți consecințele. Există, am putea să spunem, gânduri involuntare, dar care trebuie să se manifeste numai în acel domeniu, la depărtare. Eu nu cred că există vreun om, poate în cei mai tineri, dar oricum până bătrânești, la care să nu fi venit diavolul cu un anumit fel de gând la tine. Diavolul ne încearcă cu orice. Vine cu tava lui, cu gânduri, în toate privințele.
Și uneori și Dumnezeu ne lasă așa să vadă ce gândim și ce facem. Spune Biblia în Psalmul 94, versetul 19, când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntru meu, vin uneori avalanșe de gânduri negre, de la diavol. Mângâierile tale mi-evrează sufletul. În acele momente este cazul să ne îndreptăm spre Dumnezeu, să le ținem la distanță, să nu medităm asupra lor, să nu insistăm, să nu le acceptăm, pentru că diavolul cum a venit, știți cum e diavolul? E ca și cum ar veni cineva cu o reclamă sau la o piață sau la un magazin să te îmbie. Ia cu tare, uite, nu vrei asta, cumpără asta, cumpără asta. Dar în final, dacă nu vrei să cumperi, nu-ți poate scoate nici vânzătorul bani din buzunar. Nu cumperi, nu cumperi. Și le-au arătat pe fiecare și le-au pus înapoi pe tărabă, și le-au băgat în geantă și tu te duci. Sau se duce el. Deci diavolul va veni cu tot felul și cu tot soiul de gânduri la noi. Apostolul Pavel a ajuns într-o împrejurare, 2 Corinteni 1 cu 9, în Efes, când a avut acea luptă, spune el, cu fiarele din Efes, ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim. Pentru că să nu ne punem în încrederea noi și nici în Dumnezeu care înviază morți. Uneori Dumnezeu ne lasă. Nu știa Dumnezeu că nu va muri Pavel aici? Duhul Sfânt care era peste el nu putea să-i spună? Deci a fost lăsat într-un fel anume Pavel să fie copleșit de acel gând. Și doar în asemenea situații putem să vedem cât de slab suntem dacă nu ne-a sprijinit Dumnezeu să ne întărească și la acest nivel. Cunosc istoria unui frate, pentru o perioadă de 3 săptămâni, atât era de deranjat la nivelul gândurilor, încât efectiv veneau ca niște duhuri în stil de păsări, veneau și îl răpeau și îl duceau în diferite imagini, în toate părțile. Îi se părea că în mintea lui, nici în filme nu se petrece ce se petrece. A fost eliberat. Dar dacă stările acestea persistă în viața noastră, acolo este deja o problemă. Una este să fie diavolul întreagăt și alta este să fie deja cu domiciliu acolo să staționeze. Haideți să vedem care sunt efectele acestor gânduri rele. Mai întâi citim Isaia 32:6, unde este scris căci nebunul spune nebunii și inima lui gândește rău. Un om care gândește rău, care are gânduri rele, Biblia îl numește nebun. Adică nu-i bun, nu poate gândi bine, el gândește rău. Să fim oameni nebuni? Păi nu-i valabilă expresia asta? Un om care nu poate gândi bine. Spune omul ăsta, e nebun, nu înțelept. La fel nu înțelept omul care gândește lucruri rele în inima lui, păcate sau alte lucruri murdare. Gândurile acestea negre, citim și Proverbe 14:22, în adevăr, ce gândesc răul se rătăcesc. Când începe a gândi lucruri rele, să știi că te rătăcești. Te duci ca omul nebun, ca boul la măcelărie te duci, după gândurile tale. Ne rătăcesc aceste gânduri dacă le lăsăm să ne conducă și stăruim asupra lor. Cineva spunea că fiecare om are un tren al gândurilor lui. Ma, depinde încotro ne ducem. De regulă, mintea noastră încap foarte multe gânduri. Și noi putem să mergem cu gândurile dacă te apuci. Te duci așa pe spiță de neam, deodată ajungi la străbunicul, dacă te duci în asta parte, ajungi până la colegii de școală sau ajungi până în America. Gândurile merge așa, niciun aparat nu funcționează ca gândurile. Un efect al acestor gânduri, pe lângă acest aspect general, că nebunesc și rătăcesc, este faptul că ele ne vor duce la comiterea unor păcate, spune Iacov în Iacov 2:4. Nu faceți voi rodesibili în voi înșivă și nu faceți voi judecători cu gânduri rele. Diavolul te poate face cu aceste gânduri rele să judeci pe alții. Am putea spune că gândurile rele atrag pedeapsa divină. Nu trebuie să faci păcate vizibile, e suficient să gândești rău în inima ta. Dar sigur vei face dacă gândești rău. Căci păcatul odată zămislit, spune Biblia, că aduce moartea. Citim un caz, Anania și Safira, Fapte 5. Auziți cum s-a conceput acest păcat al lor 5:4. Dacă nu o vindeai, spune Petru la Anania, nu rămânea ea a ta și după ce ai vândut-o nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Deci s-a născut acel gând în inima lor. Ei au făcut, spus, ți-au umplut Satana inima cu gândurile acestea. Ei au plănuit și apoi să pun în practică. Și final a fost că s-au pierdut viața și totul a pornit de la acest gând pus în inima lor de către diavolul până când le-a umplut inima. Să analizăm acum cum putem să fim eliberați de aceste gânduri rele. Să știți, noi avem posibilitatea să ne lăsăm de ele. Dumnezeu, aminteam mai înainte, ne-a dat acest har să putem alege în a gândi un lucru sau nu, în a face un lucru sau nu-l face. Spune Biblia, Isaia 55:7, să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Unii spun, dar nu pot, frate, și mă gândesc într-una. Biblia spune că oricât ai fi de nelegiuit, poți să te lași. Cum adică spune Biblia să te lași și tu nu poți să te lași? Știți acea poveste a lui Trifa? Că unul spunea că îl scoate diavolul din sat și el se ținea de un lanț. Eu spun, dar lasă-te de lanț.
Și nu o să te scoate. Deci, noi avem posibilitatea să ne lăsăm de ele. De asemenea, citim Proverbe 3:29. Nu gândi rău împotriva propriului tău, care locuiește lângă tine. Și de asemenea, Zaharia 8:17, 913 pagina. Niciunul, dea Domnul așa să fie, niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva apropiului său. Nici unul să nu gândească rău în inima lui împotriva apropiului său. Biblia ne cere ceea ce noi putem să facem. Și Biblia spune, dimpotrivă, gândiți altfel, schimbați-vă felul de a fi. Pentru că noi putem. Deschideți la 2 Corinteni 10, unde apostolul Pavel scria celor din Corint, începând cu versetul 3, măcar că trăim în firea pământească și normal și uzual să gândim omenești. Totuși, nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, adică nu lăsăm gândurile acestea să se apropie de noi, să gândim îndeaproape și apoi să săvârșim răul. Căci armele care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții, deci ceea ce se naște în mintea noastră, cele izvodiri care se ridică ca niște gânduri, împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând. Până acolo trebuie să ajungă ascultarea noastră de Domnul și pocăința noastră. Orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Doamne, ajută-ne! Când o să facem orice gând rob ascultării de Hristos, suntem cu adevărat robii Domnului. De aici ne vrea Domnul, de-aia spunea Proverbe, dă-mi inima. Gândurile, asta e problema. Ca să nu aibă diavolul unde pune sămânța, că aici o pune în inimă. Și dacă îi dăm Domnului terenul, n-am avea diavolul unde să pune sămânța și n-am mai crește dacă nu seamănă, dacă nu pune acolo. Noi trebuie să avem altfel de gânduri. Citim două versete, Filipeni 2:5. Să aveți în voi, în fiecare clipă, frați și surori, verificați dacă avem sau nu avem. Biblia spune, pe voi și vă încercați. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos, Iisus, Doamne, ajută-ne. Și spune tot Pavel, în 1 Corinteni 2:16, căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Dacă o să avem acest gând, totul o să fie bine. Deci nu o să izvorască numai lucruri bune, nici un lucru rău. Spune Petru, 1 Petru 4:1, astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Am citit în 2 Corinteni 10. Armele cu care ne luptăm noi sunt puternice ca să surpe întăriturile. Nu te poți apăra de gândurile diavolului decât cu arme. Și acestea sunt arme duhovnicești. Nu ne putem apăra diavolul cu mâna goală. Spune Biblia în Efeseni despre înarmare. Înarmați-vă și voi, luând armătura Dumnezeu, ca să puteți ținea piept uniltirilor diavolului care încep la nivelul gândirii. Dacă ne înarmăm cu ceea ce e scris în Efeseni 6, noi le amintim doar întreagăt acum, nu o să ne bire diavolul la gând. Dar dacă nu, sigur că ne bire. Spune aici, 6:13. Înarmați-vă! Adevărul, platoșa neprihănirii, prâfna Evangheliei păcii, scutul credinței, coiful mântuirii și sabia Duhului. Dacă ești înarmat, așa n-are diavolul pe unde să ajungă gândurile. Dacă nu ești înarmat, să te prinde gol, coace. Puțin a luat, face să dospească toată plămâneala. Dacă nu ne prinde, înarmați. Dacă aminteam din Filipeni 3:19 că oamenii gândesc la lucrurile de jos, la poftele, plăcerile și chiar la mâncarea și îngrijorările de zi cu zi, noi trebuie să ne schimbăm mentalitatea, gândurile totalmente, Coloseni 3:2. Gândiți-vă la lucrurile de sus și spune concret aici, nu la cele de pe pământ. Într-un fel anume, creștinul trebuie să fie un om cu capul în nori sau cu capul în cer. Să gândești la lucrurile de sus și atunci vei gândi ca un om din cer. Ca un om care nu ai cetățenie aici, cetățenia noastră este în ceruri. Dacă cineva ar fi american și vine aici și să-l vedem că acționează altfel de cum știm noi. Păi ăsta gândește ca un american, că de acolo a venit, nu? De noi suntem cetățeni în ceruri, deci noi trebuie să gândim ca un om care trăiește în ceruri și care se va duce în ceruri, care e născut din Dumnezeu, din ceruri. Și revenim iarăși la Filipeni 3, versetul 13. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea, aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu, gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți. Noi trebuie într-atât să fim măcinați de gândul mântuirii, a lucrurilor de sus, de gândul care era în Domnul, încât să scăpăm de toate celelalte. Dacă ne înarmăm cu acest tip de alergare spre cer, fii sigur că o să scăpăm. Dar dacă stăm pe loc, ne îngrijorăm cu viața de aici, o să fim un teren propice unde se seamene diavolul gândurile rele și apoi să le înfăptuiască. De-aia Dumnezeu, după ce omul a păcătuit, o dat de lucru. Că omul când stă face multe păcate, are vreme de gândire suficient. Deci noi trebuie să acționăm, să fim înarmați cu cele sfinte și să mergem înainte. Oricum,
Dumnezeu, dacă vom accepta înrolare în armata Lui, spune Biblia, Vechiul Testament, în cartea Neemia, că poate să pună în noi gânduri bune. După cum diavolul a venit și a semănat gândurile rele, Dumnezeu pune gândurile bune. Citim în Neemia, capitolul 7, versetul 5, unde spune Neemia: Dumnezeu mi-a pus în inimă gândul să adun pe mai mari, pe dregători și popor să-i număr. I-a pus în inimă un gând bun. Când Dumnezeu vă pune în inimă un gând bun, îl priviți? De exemplu, spune Dumnezeu gândul să vii la biserică. Sau gândul să faci un bine. Ce faci cu gândul ăla? Îl primești, îl lași să crească, acționezi ca atare făcând acea faptă bună sau îl suprimi? Și undeva îl pui așa în spate, acel gând. Fii sigur că împingându-l undeva mai în departare, nu o să faci fapta. Când spuneam, noi comitem acele fapte a căror gânduri este aproape de noi. Cele care sunt cu gândurile departe, nu le vine rândul. Astea nu sunt în raza de acțiune a mâinii și a corpului. Citim un alt cuvânt, Ieremia 29:11. Nu spune că Dumnezeu are gânduri bune și de aia, dacă are gânduri bune, sigur ne poate da și nouă gânduri bune. Acel verset frumos, 29:11. Căci eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi. Gânduri de pace, nu de nenorocire. Dumnezeu, El nu poate gândi rău. Și de aceea noi va pune și pune numai gânduri bune. El pune în noi voința și în făptuirea. Voința la nivelul gândirii, al minții, al inimii și apoi în făptuirea la nivelul fizic, material al nostru. Dacă la gândurile rele au mintit că sunt gânduri pentru diferite păcate, de fapt pentru toate, hai să amintim și două, trei versete cu ce ar trebui să gândim noi, cu ce ar trebui să ne îndelicim gândirea ca să ne eliberăm de ce veche, că de gândit ceva tot vom gândi. Mintea noastră e ca și o moară care tot macină ceva, ori bune, ori rele. Cum e banda goală? Dacă lăsăm pe Domnul, pune Domnul ceva la măcinat, să cugetăm. Dacă nu lăsăm pe Domnul, închidem ușa, pune diavolul și ceva măcinăm. Numai că ceea ce vom măcina va ieși făina. Și când numai atâta va fi aluatul pus în ea, și o să se coacă. Și o să vedem noi în urmă ce coace și ceea ce iese. Citim în Psalmul 92, versetul 5, cât de mari sunt lucrările tale, Doamne, și cât de adânci sunt gândurile tale. Și continuăm din 139, versetul 17. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Și mai adăugăm un verset și apoi dăm o explicație. Ieremia 30:24. Mânia aprinsă a Domnului nu se va potoli până nu va împlini și va înfăptui gândurile inimii Lui. Câte gânduri are Dumnezeu, atâtea lucruri sunt la care am putea gândi. Într-o zi mă gândeam, băi, zic, de mult nu m-am gândit cum o să fie acolo în cer, dar nu așa doar la faptul că vom ajunge. Ce o să fie acolo? Ce o să întâmple? Cât de adânci și cât de înalte în același timp sunt gândurile Domnului. Dumnezeu ne-a dat harul acesta să gândim și pe baza gândirii putem să pătrundem în alte sfere, să dăm o fugă în timp, să ne imaginăm ce va fi în ceruri, cum a fost la Golgota, cu mașina asta a gândirii. Putem să mergem să vizităm locuri frumoase și nu mergem și vizităm gunoaie. Ce oameni nepricepuți suntem! În loc să mergem să vizităm niște peisaje așa de nota 10 și ne gândim la lucruri murdare, la păcate, la diavol. Sau ne gândim la lucruri din astea mărunte, în loc să lăsăm ca o navetă în spațiu să meargă gândirea noastră. Și să gândim la lucruri frumoase. Ne-a dat Dumnezeu această posibilitate, ne-a binecuvântat cu gândire, nu ca pe cele din regnul animal. Să putem înțelege și percepe atâtea lucruri. Și spune omului Dumnezeu, vedeți, numai în Scripturi, câte versete sunt la care ai putea să te gândești. Și câte frumusețe ascunse în fiecare verset. Este ca și un seif încuiat. Cum descui, iese ceva. Mai desfaci, mai iese ceva. Comori îngropate sunt aici, pe care trebuie să le investighezi cu gândire. Spune Psalmul 139, versetul 97 și versetul 99. Cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Versetul 99. Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale. Atâta înțelepciune o să vină peste noi când o să gândim la acest cuvânt desăvârșit al Domnului, la lucrările Lui, care sunt scrise aici și pe care Dumnezeu chiar le face printre noi și la ceea ce va să facă Domnul. O să fie cu adevărat o delectare pentru viața noastră. Să continuăm prin a da câteva exemple. Frații lui Iosif, că s-or fi trudit ei să gândească cum să-l vândă, ce să facă. Vă imaginați ce trudă, ce viață grea au avut să te gândești, cum să comiți un rău. Și citim în finalul cărții Genezi, capitolul 50, le spune Iosif, dar Iosif le spune cu bunătatea lui, că așa e și titlul aici, bunătatea lui Iosif, 50:20, voi negreșit, adică sigur, v-ați gândit să-mi faceți rău, adică ați gândit rău, ați avut gânduri rele, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Deci, nu numai că să nu gândim rău, dar dacă cineva ne gândește rău, fiți pe pace. Fiți pe pace că cine gândește rău, să mai știți un lucru. Psalmul 40, versetul 17. Oamenii se gândesc la noi să ne facă rău, mulți. Îmi spunea
Recent un frate din Moldova care a fost polițist, a ieșit la pensie acum și mi-a spus un coleg, și dacă s-ar da o lege în care să facem ce vrem cu pocăiții, eu te-am pușcat primul de a fi în serviciu amândoi. De seama, ce rău gândesc uneori oamenii la adresa noastră. Ne-ar șoarbe într-o lingură de apă. Dar spune și un verset, eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la... Auziți, când vă faceți probleme că unii gândesc rău la dumneavoastră, liniștiți-vă că Domnul gândește bine despre dumneavoastră. Și aceasta e un mare har. Să te gândească rău, toți oamenii. Dacă Domnul gândește bine, ce se va împlini? Ce gândesc oamenii sau ce gândește Domnul? Ce gândește Domnul? Deci asta trebuie să ne ofere nouă o pace de plin. Domnul se gândește la noi. Chiar dacă suntem săraci, chiar dacă suntem lipsiți, chiar dacă suntem necăjiți, Domnul se gândește la noi și ne va face bine, are gânduri bune. Atât El pentru noi, cât și în inima noastră să ne pune gânduri bune, numai noi să le înfăptim. Un alt om care gândea rău, este vorba de Saul, prima carte a lui Samuel, capitolul 18, versetul 25, partea a doua versetului, Saul avea de gând, atunci când i-a cerut o zestre să aducă David ca să-i dea de nevastă pe fiica sa Merab, Saul avea de gând să facă pe David să cadă în mâinile filistenilor. Auziți oamenii și retinea gândurilor lor, spunea Saul, nu-mi pune mâinile pe el asta în prima fază, las că-l placeze undeva să-l omoară filistenii, dar filistenii nu aveau acces la el că erau îngerii Domnului în jurul lui. Și atunci s-a apucat primul de treabă, a văzut că filistenii nu mai reușesc până la urmă, s-a apucat el, gândurile lor împins la fapte de nebunie. A reușit să-i facă ceva? Se gândea Domnul bine la David și Saul s-a putut gândi rău cu toți ceilalți că tot nu a reușit nimic. Un alt împărat care a avut altfel de gânduri în inima lui, gânduri de mândrie, 2 Cronici 25. A avut și el un succes și acum a început să-i se urce mândria la cap, așa cum a pățit diavolul și a pățit-o rău de tot. Că s-a suit la o altitudine la care nu știu să reziste și o pica de acolo. 2 Cronici 25 cu 19. Îi spune Ioas, împăratul lui Israel, la Amația, împăratul lui Iuda. Tu te gândești că ai bătut pe edomiți și de aceea ți se înalță inima ca să te mândrești. Acum mai bine stai acasă. Pentru ce să stârnești un rău care aduce pierea ta și a lui Iuda? El se gândea, am bătut pe ăștia, mă duc și bat și pe el alții. Să nu ne ducă gândurile noastre așa din victorie în victorie. Victorile sunt ale Domnului. Spune Biblia, biruința este a Domnului și El o dă cui vrea și face ce vrea. Să nu ne împingă spre astfel de gânduri de mândrie. Sunt unii care reușesc să-și ascundă mândria, dar Domnul o notează și aici la nivelul gândirii. Dacă din că noi suntem mai sus sau mai ceva decât alții, nu suntem nimic. Dacă suntem ceva, suntem prin Domnul. Și când Domnul și-a ceea Lui, îngroapă și oamenii ce-au rămas al lor. Și omul nu mai rămâne cu nimic. Un alt exemplu, este vorba de Haman, Estera 7:5. Împăratul Ahasverus a luat cuvântul și a zis, cine și unde este acela care are de gând să facă așa? Știți ce a avut Haman de gând? Să omoare nu numai pe Mardoheu, care nu-i se închina la poarta palatului, ci să omoare o națiune întreagă. Așa și-a pus el de gând. Și gândul acesta l-a făcut să facă spânzurătoarea, să ceară toate celelalte. A reușit să facă ceva? Nu a reușit să facă nimic. Păcate. Și-au atras moartea după sine. Că cu gândurile au rămas. Că de făcut nu a reușit să înfăptească nimic. Cu gândurile și cu scrisorile. Altceva ce să fac. Foarte mulți oameni au gânduri rele și le pun la cale. Dar știți cât le înfăptuim? Cât vă lasă tăticoața. Atât. Și vă spune până aici. Cum îi spune la mare. Până aici se întinde furia valurilor tale. Și de aici încolo te lupți neputincioși. Că-s puterea este a lui Dumnezeu. Noi oamenilor. Noi cam atât am avea putere, așa ca lăpușneanul de pe pat. Beam să mă scol de aici, dar stai, mai întâi problema se pune că nu te mai scoli. Deci, diavolul nu ne poate da puterea să înfăptuim. Puterea lui Dumnezeu. Dar diavolul vrea măcar atât. Măcar la nivelul gândirii să te prindă. Că el știe că e destul. Foarte mulți nu apucă să comite anumite fapte, păcate, lucruri murdare. Dar măcar atât aici. Că Dumnezeu notează și aceasta. Un alt exemplu, tot un om păgân care vrea să facă rău, 2 Împărați 12:17. Aminteam noi mai adineauri despre situații când gândul e aproape sau departe de tine. 2 Împărați 12:17, atunci Hazael, împăratul Siriei, s-a bătut împotriva Gatului și l-a cucerit. Hazael avea de gând, adică era aproape de el gândul, să se suie împotriva Ierusalimului. A reușit să facă ceva? N-a reușit. Pentru că lucrurile s-au schimbat. Le-a dăruit niște daruri și s-a răsculat și l-a omorât și pe împărat și s-au schimbat lucrurile. Dar el, într-o anumită măsură, vroia pentru că acest gând, aceasta am vrut să realizăm, deci era aproape de el și a și pornit. Trecem în Noul Testament, Ioan 13:3, un om care avea de gând să facă ceva rău, e vorba de Iuda. De aceea există această diferență între Iuda și Petru. Petru numai când o cânta cocoșul și a adus pe minte. Petru nu cu gând anticipat a făcut. Dar Iuda, spune Ioan 13:2, în timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima
lui Iuda Iscurioteanu, fiul Simon, gândul să-l vândă. Iuda a fost mai întâi vânzător în gând și gândul acesta l-a ținut la măcinat, l-a făcut să se ducă la preoți. El nu a tratat întâi vânzarea cu preoții, a tratat-o cu diavolul. El cu diavolul s-a înțeles la nivelul gândirii, după aceea s-a înțeles cu preoții și apoi a venit în Ghețimani să-l trădeze pe Domnul. Un alt exemplu, Irod, fapte 12:4, când a vrut să-l scoate pe Petru după Paște, să-l ucide. Avea de gând. Numai că gândul lui n-a putut fi onorat, că Dumnezeu a intervenit și prin înger l-a scos pe Petru. Sunt multe alte situații în Biblie și în viața noastră când oamenii au de gând să facă lucruri rele, parte din ele le înfăptuiesc, parte nu mă apucă să le înfăptuiască, că Dumnezeu îi oprește. Există un gând acum, îmi vine în gând un gând care începe să deruleze. Spune Biblia în Cartea Apocalipsei că toți au același gând și dau fiarei puterea de la diavolul. Aș vrea ca acest gând să nu vină pe la noi. O să vină, dar să-l ținem departe. În noi să rămână gândul care era în Domnul, ca să nu vină gândul anticristului în noi. Și apoi să fim vinovați că poate la nivelul gândirii l-am acceptat pe diavol. Două exemple bune în final. Luca 2:19. Maria, mama Domnului, nu înțeles toate de la început. Ea nu știa. Nu știa ce va să vină. Dar spune Biblia aici despre ea, Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Nu vom înțelege noi totul dintr-o dată ce vrea Dumnezeu cu noi. Spunea Domnul într-o împrejurare, m-am să vă spun multe lucruri, dar nu le puteți purta. Dar să ne gândim la ele putem, asta va fi ceva frumos. Să ne gândim la tot ce e scris în Biblie, la toate cuvintele Domnului, la mesajele care le-a reprezentat Sfânt pentru noi, la visurile care ne științează Dumnezeu. Să ne gândim la ele, că sunt gânduri bune ale Dumnezeu către noi. Și alimentându-ne, hrănindu-ne cu ele, vom putea să facem fapte bune. Și un alt exemplu, Filipeni 4:6, deci nu doar să gândim la cuvântul Domnului, să fim doar niște oameni care teoretic gândim bine, ci spune aici Pavel despre Filipeni 4:10. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți simțămintele voastre față de mine, să-i trimită ceva ajutoare. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Vedeți? Omul, când se gândește la ceva bun, când îi vine prilejul, înfăptuiește. Dar și la care se gândește la ceva rău, când îi vine prilejul, înfăptuiește. Deci, să gândim atât teoretic la lucrurile sfinte, să ne îndelenicim în totul cu ele, cum îi scrie Pavel lui Timotei, dar în același timp lucruri practice. Dacă vede cineva pe un sărac și spune, du-te în pace, înseamnă că el în minte s-o fi gândit la el că e sărac. Da, pe teren. Deci să ne și gândim, să ne batem capul, cum am putea ajuta pe cineva. Încă așa foarte frumos, nu știe stânga ce face dreapta. Deci, și din punct de vedere al faptelor noastre, Dumnezeu care pune în noi mai întâi voința. Uitați, filipenii au gândit să-L ajute cu ceva. Și știți filipenii ăștia unde erau, da? Filipenii ăștia erau în Macedonia, în cel din tâi ținut al Macedoniei la Filip. Erau ăia cu o sărăcie luce. Auziți, săracii ăștia să te gândeau cum să ajute și ei pe Pavel. Asta l-au îmbogat să se gândească cum se poate da ceva. Păi bogatul nu trebuie să se gândească cum se dea. El nu mai poate lua și da. Că nu-i mare poveste pentru un bogat să dea. Dar un sărac trebuie să gândească cum se dea. Că ăla e mai greu, nu? Până să-și socotească bine banii, cum să dea. Asta ar suna cam așa. Chiar și când îți vine greu să faci un lucru, nu ți-l îndemână. Gândește cum aș putea eu să mă vorbesc frumos, cum aș putea eu să mă por bine, oare cum să ticluiesc eu o faptă bună, că nu mi-e așa ușor să fac. Sau uneori ticluim cum să aranjăm un area, ne dă diavolul idei, dar și Domnul ne dă dacă vrem să facem de aia bune. Și o să vină prilejul, Doamne, binecuvânt în această privință. Proverbe 16:30, cine închide ochii ca să-ți dea la gânduri stricate, adică încep să meditezi, cine își mușcă buzele. Deci nu faci, dar în momentul când ești mus buzele, înseamnă că gândești și s-ar înțelege ce ar urma, dar nu poți, că totuși îți mușc buzele și limba rămâne înăuntru. Cine își mușcă buzele, a și săvârșit răul. E gata. Dar n-am zis nimic. Dar de gândit, tot nimic n-ai gândit. Apa, nu mai spun. Poți să nu mai spui că Domnul a înregistrat. Că el are un aparat înăuntru și unul în afară. Și apoi le pune pe cântar și nu știu la cât împărte, la doi sau rămâne numai cu ala dinăuntru. Aia e treaba lui Dumnezeu la judecată. Deci nu să ne închidem ochii, nu zice nimic, băi, n-am zis nimic, băi, dar nu m-am mușcat buzele, dar înăuntru. A fost în noi gândul care e în Hristos?
Gândul care era în Hristos pe cruce a spus, Tată, iartă-i că ăștia, nu știu, dar știau ce fac? Cum să știe? Păi dacă știai că e Fiul lui Dumnezeu și că ei se duc în iad pentru asta, credeți că făceau? Și Domnul corect a spus, nu știu ce fac. Asta era gândul lui, un gând bun, de iertare, de milă. La vreme va fi și de judecată. Și pentru partea bună, pentru o gândire bună, 1 Corinteni 13 cu 5, dacă v-am întreba, știți, Dumnezeu e dragoste, noi trebuie să iubim, spune aici, printre altele, finalul versetului 5, dragostea nu se gândește la rău. Ai dragoste? Asta înseamnă că n-ai gândit rău. Dacă ai gândit rău, ne pare rău. Mai lipsește ceva dragoste. Noi n-am făcut nimic rău, dar de gândit ai gândit rău? Doamne, eliberează-ne de orice gânduri rele. Și prin Duhul Sfânt toarnă în viața noastră dragostea ta, să fim eliberați de orice gând rău. Pentru că despre dragoste spune altfel. Se bucură de adevăr, nu caută folosul. Ea se bucură să fie ceva bun și gândește profund la asta. Dacă nu poți să ajuți pe cineva cu ceva, cu un gând bun ai putea să-l ajuți. Să-i gândești bine, asta ai putea? Dar nu vrei să fie că te doare mintea. Măcar să gândești bine ai putea? De ce să gândești rău? Să-ți faci un păcat? Să se bucure diavol? Când să-ți dea prilejul să-l înfăptuiești? Mai bine să se bucure Domnul. Și în final, mai adăugăm un verset, Matei 24 cu 44. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Cum adică, în momentul ăla, mintea noastră să fie absentă? Nu, vrea să spună, într-un moment în care nu gândim bine. Că atunci când gândești bine, nu te surprinde venirea Domnului. Știi, pe fază. Doamne, dacă te surprinde venirea Domnului așa când gândești cum să îi spui soțului o vorbă frumoasă în locul altei aurâte, știi, și o să te surprinde venirea Domnului. Asta e momentul în care nu gândiți, ba asta gândiți. În ce moment o să ne surprindă venirea Domnului? În ce moment al gândirii noastre? Ce o să gândim atunci? Doamne, dă-ne un gând bun și ține-l pe ăsta. Și de alea rele care ies din inimă, Doamne, eliberează-ne ca să nu mai fim atât de aproape de păcat, ci gândurile să rămână undeva departe de noi. Spune Pavel în Galateni 6, departe de mine gândul alea rele. Dar alea bune, așa de aproape, la inimă. Mai aproape de la inimă unde? Mai unde? Doamne, dă-ne gândul Domnului Hristos și eliberează-ne de gândurile rele. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.